Când citești Vechiul Testament și vezi câte sărbători aveau evreii, te cum de nu se încurcau în ele. Să ai sărbători săptămânale, o mulțime de sărbători anuale, să ai sărbători la 7 ani, sărbători la 7 ori 7 ani, te întrebai care din ele e cea mai importantă. Ca să rezolve această dilemă pentru noi, noul legământ, Dumnezeu a împlinit toate sărbătorile în Hristos și ne-a lăsat una singură, legată de moartea Domnului Iisus Hristos. Și în dimineața aceasta aș vrea să vorbim despre ea, despre imperativul întrupării și morții Fiului lui Dumnezeu. Ce n-am avea dacă Domnul Iisus n-ar fi murit? În primul rând n-am avea un legământ, un cadru în care să ne apropiem de Dumnezeu. Odată un testament făcut, testamentarul trebuia să moară, ca acest testament să intre în vigoare. N-am avea, dragii mei, acces în templul ceresc, pentru acolo ar fi lista păcatelor noastre, dar Domnul Iisus a pironit pe cruce zapisul cu poruncile și în felul acesta, curățind templul ceresc, ne-a redeschis porțile împărăției. Dacă n-ar fi murit Domnul Iisus Hristos, n-am obține desăvârșirea fără de care nu putem intra în prezența Tatălui. Noi trebuie să fim îmbrăcați într-o neprihănire desăvârșită ca ochii Tatălui să ne poată primi. În fața Lui totul este gol și descoperit. Dacă n-ar fi murit Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu însuși ar fi vinovat. De faptul că n-a nimicit întreaga omenire, că l-a lăsat pe Adam și Eva să iasă din grădină, că existăm eu și cu tine pe pământ, noi păcătoșii, când legea lui Dumnezeu cere pedeapsa păcatului. Dați-mi voie să iau pe rând în dimineața aceasta câteva din lucrurile pe care moartea Domnului Iisus Hristos ni le-a adus. În primul rând, numai prin moartea testamentarului se poate ratifica noul legământ sau testamentul pe care l-a făcut. Capitolul 9, versetul 16 din Evrei. Într-adevăr, acolo unde este un testament, trebuie neapărat să aibă loc și moartea celui ce l-a făcut. Versetul următor spune, pentru că un testament nu capătă putere decât după moarte. N-are nicio putere câtă vreme trăiește cel ce l-a făcut. De aceea, continuă autorul, și întâiul legământ n-a fost sfințit fără sânge. N-a fost sfințit fără sânge. Și continuă să ne explice cum a ratificat Moise legământul încheiat la Sinai între Dumnezeu și Israel. Dar legământul acesta a fost rupt și Dumnezeu promite un nou testament sau face un nou testament, completează, dacă vreți, un nou testament. Îl găsiți cu 500 de ani, aproape înainte de venirea lui Hristos. Profetul Ieremia vorbește în capitolul 31, versetele 31 la 34. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou, un testament nou. Nu ca testamentul sau legământul pe care l-am încheiat cu ei. În ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam dreptul de soț asupra lor, zice Domnul. Și iată legământul sau testamentul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legea mea în inima lor și o voi scrie în lăuntrul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Niciunul nu va mai învăța pe aproapele său zicând, cunoaște pe Domnul. Ci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea și nu-mi voi aduce aminte de păcatele lor. În jumătate de mileniu mai târziu, Domnul Iisus stătea la masă, la masa pascală, împreună cu ucenicii săi. Iuda a ieșit din mijlocul lor și pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu. Sângele legământului cel nou, care se varsă pentru mulți pe iertarea păcatelor lor. Testamentul a fost făcut de Dumnezeu Tatăl și putea fi ratificat doar prin moartea testamentarului, ne spune textul. Câtă vreme n-a murit testamentarul, testamentul n-are absolut nicio valoare. El intră în vigoare abia după moartea lui. Or, problema asta sau acest adevăr ridică o problemă pentru noi. Dacă Dumnezeu Tatăl face testamentul, de ce moare Dumnezeu Fiul pentru ratificarea Lui? Pentru asta trebuie să luăm o doctrină foarte complicată,
punem în forma cea mai simplă înaintea noastră, doctrina Trinității. Aveți înaintea dumneavoastră un triunghi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Sfânta Treime. Pe laturile triunghiului aveți o diferențiere între persoanele Trinității. Tatăl nu este Fiul, Tatăl nu este Duhul Sfânt, Fiul nu este Duhul, Duhul nu este Fiul. Deci sunt trei persoane distincte. În același timp și Tatăl este Dumnezeu și Fiul este Dumnezeu și Duhul Sfânt este Dumnezeu. Notați, vă rog, n-am spus Tatăl este un Dumnezeu, Fiul este un Dumnezeu și Duhul Sfânt este un Dumnezeu, pentru că există un singur Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Nu pretind că am explicat taina Trinității, dar Scriptura vorbește despre un Dumnezeu în trei persoane. Ascultați-L pe Domnul Iisus vorbind în timp ce era pe pământ, în Ioan 14, începând cu versetul 7. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl. Și de acum îl veți și cunoaște, l-ați și văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne-l pe Tatăl și ne va fi de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și nu m-ați cunoscut. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne-l pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și că Tatăl este în mine? În baza acestui adevăr, Sfântul Apostol Pavel în 2 Corinteni a putut spune, când Fiul lui Dumnezeu stătea răstignit pe cruce să ratifice testamentul pe care Dumnezeu Tatăl l-a făcut, Dumnezeu însuși era în Hristos, împăcând lumea cu sine și neținându-le în seamă păcatele lor. Deci, în primul rând, pentru ca noi să putem fi mântuiți, noi să putem să ne apropiem de Dumnezeu numai prin moartea testamentarului, s-a putut ratifica noul legământ. Pentru că El a murit, testamentarul, în Fiul Său, era în cruce, pe cruce Dumnezeu în Fiul Său, noi avem un cadru în care ne putem apropia pe Dumnezeu, făgăduințe care ne ajută să venim în prezența Lui. Dar în al doilea rând, numai sângele Său putea curăți templul ceresc. Templul ceresc de toate păcatele adunate de-a lungul istoriei înaintea lui Dumnezeu. Spuneam de zile trecute, orice păcat este înfăptuit împotriva lui Dumnezeu, pentru că un păcat se definește prin călcarea legii lui Dumnezeu. Și dacă păcatul merge împotriva lui Dumnezeu, păcatul atâta vreme cât nu este rezolvat, este înaintea ochilor lui Dumnezeu. Și templul ceresc, într-un fel, a fost o uriașă magazie de păcate, pentru că toate acestea erau acolo nerezolvate, neșterse. Neșterse. Uitați-vă la imaginea cortului întâlnirii, aveți cortul cu curtea, aveți în curte altarul de aramă și ligianul, în cort aveți două încăperi, în sfânta sunt trei obiecte, masa pentru punerea înainte, sfeșnicul și altarul de aur, iar după perdeaua din lăuntru aveți tronul lui Dumnezeu. Sângele jertfelor atingeau de-a lungul anului fie altarul de aramă, iar dacă lucrurile erau mai complicate, păcătuia poporul sau marele preot, sângele se ducea în cor și se ungeau coarnele altarului de aur, se stropea spre perdea, iar odată pe an marele preot intra și stropea de 7 ori cu sângele jertfelor pe capacul ispășirii sau pe scaunul îndurării. Dar odată pe an, tot marele preot aduna toate aceste păcate, le scotea afară din cort, își punea mâinile pe țapul pentru Azazel și îl trimitea în pustie. În felul acesta, cortul pământesc, templul, locașul lui Dumnezeu era curățit în fiecare an. Această curățire în fiecare an era o aducere aminte a păcatului. Dar Moise n-a făcut cortul pământesc la întâmplare, ci el a fost chemat pe munte și Dumnezeu i-a arătat o realitate cerească. Uitați-vă, vă rog, la cele două corturi sau cele două temple. Pe de o parte este un templu ceresc, pe de altă parte este o replică a lui, chipul lucrurilor din ceruri, templul pământesc. Noi nu avem acces în ceruri, dar dacă privim cu atenție la tot ritualul din cort, putem înțelege ce a trebuit să facă Domnul Iisus în templul ceresc. Iar acum citesc textul din capitolul 9, versetul 23. Deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri, care sunt chipurile lucrurilor care sunt în ceruri, cortul acela de jos, cortul pământesc. Deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta,
trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea. Cu alte cuvinte, ce se făcea pe pământ nu era și bun și pentru ceruri. Acolo era nevoie de jertfe mai bune. Iar capitolul 9, versetul 11 spune: Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, în sala tronului lui Dumnezeu, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Deci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legământ, a unui testament nou și mai bun, pentru că prin moartea Lui pentru păcatele înfăptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. Insist puțin pe acest verset. Ascultați-l cu atenție, pentru că prin moartea Lui, să presupunem că aici unde stau eu, este crucea. În stânga mea ar fi vechiul legământ, în dreapta mea este noul legământ. Dacă vă uitați la planșe, vedeți exact imaginea aceasta. Când Domnul Iisus Hristos a murit, sângele Lui a operat retroactiv cazul tuturor credincioșilor din Vechiul Testament. De ce? Până când acest sânge mai bun n-a ajuns în ceruri, în templul lui Dumnezeu, până atunci toți credincioșii Vechiului Testament au rămas cu situația neterminată. Pentru că prin moartea Lui, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. Dacă citiți cartea Apocalipsa, veți vedea sfinții sub altar strigând la Dumnezeu: până când, Stăpâne, Doamne? Li s-a dat o haină albă, li s-a spus să mai aștepte încă o vreme. Dragii mei, trebuia să vină împlinirea vremii, ceasul astral al omenirii, în care pe crucea de pe calvar, însuși Fiul lui Dumnezeu să se dea ca jertfă pentru păcatele întregii omeniri și cu sângele Lui să intre în templul ceresc, să curățească templul ceresc de păcatele adunate înaintea lui Dumnezeu. Vechiul legământ lăsa pe credincioși cu situația neîncheiată. De aceea, la moartea Domnului Iisus Hristos, sângele Lui a operat retroactiv, a șters păcatele, a invitat pe sfinții Vechiului Testament în prezența lui Dumnezeu. Ca acest sânge să opereze și pentru tine și pentru mine, mai întâi trebuie să mărturisesc păcatele, să-mi pun credința în Domnul Iisus Hristos și să stau prin credință alipit de El. El este singura mea garanție, singura mea neprihănire. Așadar, fără sângele Domnului Iisus Hristos, testamentul făcut de Dumnezeu Tatăl n-ar fi putut ratifica, noi n-am avea un cadru în care să ne apropiem de Dumnezeu. Dar sângele acesta a curățat templul ceresc de păcatele adunate înaintea lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, numai după curățirea templului ceresc s-au putut redeschide porțile împărăției. Tatăl a putut să facă o invitație tuturor oamenilor. Nu uitați, toți știm textul din Ioan 3:16, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, și aici intri și tu și eu și absolut orice muritor care a trăit vreodată pe planeta aceasta sau va trăi pe ea. Atât de mult a iubit lumea că a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Priviți încă o dată imaginea cortului cu cele trei părți ale Lui. Este curtea mai întâi, apoi este sfânta cu cele trei obiecte și este sfânta sfintelor. În sfânta, în prima cameră, preoții intrau zilnic. Intrau zilnic să ardă tămâie, odată pe săptămână să înlocuiască pâinile, intrau întotdeauna ca să curețe mucările sfeșnicului, să pună un de lemn în ele. Deci în fiecare zi intra preotul în sfânta ca să tămâieze la ceasul rugăciunii. În partea a doua, spune capitolul 7, versetul, capitolul 9, versetele 7 și 8, în partea a doua intra numai marele preot
o dată pe an și nu fără sânge, pe care l-aducea pentru sine însuși, cât și pentru păcatele din neștiință ale norodului. Prin aceasta, Duhul Sfânt arăta că drumul în locul preasfânt nu era încă deschis. Atunci când Nadab și Abihu au dat duzna la Dumnezeu, crezând că prin preoți pot să intre în prezența lui, au ars de vii. Și ei au rămas ca semn de aducere aminte pentru întreaga istorie. În prezența lui Dumnezeu se intre doar la invitația lui Dumnezeu. Oricâtă vreme drumul nu-i deschis, ușa e încuiată, perdeaua este acolo, n-ai ce căuta în prezența lui Dumnezeu. Nu știu cine este artistul, dar priviți o clipă perdeaua din lăuntru. Perdeaua din lăuntru care despărțea Sfânta de Sfânta Sfintelor, nu știu dacă se vede clar, dar pe perdeaua aceasta din lăuntru, inclusiv pe întregul cort, erau țesuți heruvimi. Oare de ce? Ce aduceau ei aminte? Cred că aduceau aminte tuturor de istoria omenirii. Le aduceau aminte când și cum s-a închis drumul spre Dumnezeu. În Genesa, capitolul 2, versetul 15, Domnul Dumnezeu a luat pe om, l-a așezat în grădina Edenului ca să lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Omul a luat și a mâncat, a urmat judecata și a urmat moartea. Dar în harul lui Dumnezeu, în loc să-l omoare pe Adam și pe Eva, a omorât animalele din care le-a făcut haine de piele. În schimb, păcatul, odată ce l-a atins pe om, omul a devenit incompatibil cu cerul, am văzut dățile trecute, și Dumnezeu a trebuit să-l arunce, să-l alunge, să-l izgonească din Eden. Versetul 22 din capitolul 3. Domnul Dumnezeu a zis, iată că omul a ajuns ca unul dintre noi, cunoscând binele și răul. O jumătate de adevăr din partea diavolului și o jumătate de minciună. A fi ca Dumnezeu înseamnă mai mult decât a cunoaște binele și răul. Înseamnă avea puterea să face întotdeauna binele și niciodată răul. Și asta Satana nu i-a mai spus omului. Să-l împiedicăm, dar continuă textul, ca nu cumva să-și întinde mâna să ia din pomul vieții și să mănânce din el ca să trăiască în veci. În harul lui Dumnezeu, Dumnezeu îl împiedică pe om să nu înveșnicească starea aceasta de cădere, de despărțire de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, îl limitează în timp și dă harul în timpul acesta să răscumpere situația. De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului ca să lucreze pământul din care a fost luat. Și urmează concluzia naratorului. Astfel a izgonit el pe Adam și la răsăritul grădinei Edenului a pus niște heruvim care să învârtească o sabie învăpăiată ca să păsească drumul care duce spre pomul vieții. Cu alte cuvinte, drumul în locul preasfânt nu era încă deschis din pricina faptului că păcatele nu erau șterse. Erau adunate grămadă înaintea lui Dumnezeu. Au trecut milenii până la moartea testamentarului. Și în capitolul 27 din Matei, începând cu versetul 46, textul ne spune că pe la ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lama sabachthani, Domnul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Îndată perdeaua din lăuntru templului s-a rupt de sus și până jos. Pământul s-a cutremurat, strâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și mulți din sfinți au înviat. Sutașul și cei ce păzeau pe Iisus și erau împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis, cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Doar acela care a închis porțile împărăției le putea deschide. Și de aceea, dragii mei, cel care a fost atârnat pe cruce și a plătit și a șters păcatele, nu putea fi altcineva decât Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. De ce s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu și de ce a murit El? În primul rând, ca să ratifice noul legământ. Să avem un cadru în care să ne putem apropia de Dumnezeu. El a murit pentru că numai prin sângele Lui s-a putut curăți templul ceresc.
El a murit, dragii mei, pentru ca, după curățirea templului ceresc, să ne redeschidă porțile împărăției și ca tapeteasma ruptă, despicată de sus și până jos, este invitația lui Dumnezeu de a ne întoarce acasă. Dar în al patrulea rând, numai Fiul lui Dumnezeu putea să asigure omului păcătos desăvârșirea cerută de Dumnezeu. Nimic spurcat și întinat nu va intra acolo, ne spune cartea Apocalipsa. Dacă trebuie să intri sau vrei să intri pe porți încetate, trebuie să ai hainele albe spălate în sângele mielului. Data trecută am vorbit despre faptul că El este marele nostru preot care trăiește pururea, are o preoție care nu trece de la unul la altul și de aceea ne poate mântui chip desăvârșit. Cu alte cuvinte, când ne va prezenta Tatălui, vom fi fără pată, fără zbârcitură, sfinți și fără prihană. Cu alte cuvinte, compatibil cu cerul. Ori lucrul acesta nu-l putea face decât Fiul lui Dumnezeu prin jertfa Lui, prin sângele Lui. Și prin mijlocirea Lui, El asigură desăvârșirea de care este nevoie ca să putem intra în prezența unui Dumnezeu Sfânt. Capitolul 10, primele 4 versete. În adevăr, spune autorul epistolei, legea care este umbra bunurilor viitoare, spuneam data trecută cum umbra unui câine nu mușcă, așa umbra unui legământ nu te ajută. Umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an ca să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Observați, o dată pe an, în fiecare an, se aducea jertfa aceea specială pe care marele preot o lua după junghiere și ducea sângele până la tata. Dacă Dumnezeu ar fi fost mulțumit cu o astfel de jertfă, ea nu mai trebuia repetată și în anul următor. Dar aducerea mintea păcatelor se făcea în fiecare an ca să spună închinătorului, tot ce aveți aici este doar o umbră, nu-i realitatea. Prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an, legea nu poate să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Altfel n-ar fi încetat ele oare să fie aduse, dacă cei ce le aduceau, fiind curățiți odată, n-ar mai fi trebuit să aibă cunoștință de păcate. Dar aducerea mintea păcatelor este înnoită din an în an, la fiecare Iom Kipur, la fiecare ziua ispășirii, prin aceste jertfe. Cu alte cuvinte, în fiecare an, Duhul Sfânt repeta același mesaj. Drumul spre casă nu este încă deschis. Știți de ce? Căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. Este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. Legea, deci, adică Vechiul Legământ, Vechiul Testament, nu poate niciodată prin aceleași jertfe să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Am vorbit despre conceptul acesta de multe ori, a sublinea doar atât, a fi desăvârșit din punctul de vedere al lui Dumnezeu, înseamnă a fi fără cazier, adică neprihănit, adică nevinovat. Dar nevinovat nu în ochii tăi, ci nevinovat în ochii lui Dumnezeu, care cercetează motivații, atitudini, gânduri, vorbe, fapte, a fi nevinovat. Dacă luați dicționarul, un cazier judiciar este acea listă care cuprinde totalitatea datelor adunate de justiție referitor la antecedentele judiciare ale unui om. Acum imaginați-vă dacă Dumnezeu scrie tot, nu doar ce văd ochii noștri, ci scrie de la motivații, atitudini, gânduri, vorbe, fapte. Dacă Domnul Iisus spune, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Întrebarea mea este, care din noi suntem fără cazier? Scriptura spune, toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Iar ca să știm cât de gravă este situația, Iacov în capitolul 2, începând cu versetul 10, spune, cine păzește toată legea, țineți minte tânărul bogat când a venit la Domnul Iisus să-L întrebe, învățătorule, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Domnul Iisus s-a uitat la el, l-a iubit, spune textul, și a zis, păzește legea. Oh, asta le-am păzit din copilăria mea. Ce nu știa tânărul bogat este cum se păzește legea. Și de aceea când Domnul Iisus Hristos tălmăcește legea, el pleacă de la ultima poruncă din Decalog. Să nu, care e ultima 10-a poruncă.
Să nu? Ei, nu știți decalogul? Să nu poftești. Să nu poftești. Nici nevasta, nici bunurile, absolut nimica. Acum imaginați-vă, pofta este o realitate lăuntrică. Nu trebuie să o spui la nimeni. Nu trebuie să ales nimănui. Dar este acolo. E acolo în inima ta. Și pofta aceea colorează toate celelalte porunci. Cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Că cel ce a zis să nu prea curvești. O, n-am prea curvit nici. Dar Domnul Iisus, când vine și colorează porunca cu ultima dintre ele, el vine și o tălmăcește așa. Cine s-a uitat, se uită la o femeie și o poftește în inima lui, a și prea curvit cu ea în inima lui. Bărbaților, este vreunul care nu-i prea curvar între noi. Sunt grele cuvinte, nu-i așa? O, eu n-am ucis pe nimeni. Este cineva care a gândit despre fratele său, prostule, nebunule. L-a desconsiderat. Este un ucigaș, spune Scriptura. Deci cine, cel ce a zis să nu prea curvești, a zis să nu ucizi. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător al legii. Am o veste tristă pentru fiecare dintre noi. Toți avem cazier. În ochii lui Dumnezeu nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Iar un Dumnezeu drept este obligat să-și împlinească legea mai devreme sau mai târziu. Să aducă pedeapsa morții, a despărțirii finale de Dumnezeu, pentru că El însuși a zis, plata păcatului este moartea. Atunci când Dumnezeu în planurile sale s-a gândit să ne mântuiască, El a avut o problemă pe care a trebuit să o rezolve. Spuneam altădată și repet, trebuia să se mântuiască pe sine mai întâi din fața oricăror acuzații. Pe nimeni Dumnezeu nu poate mântui pe ochi frumoși. Eu nu cred în doctrina alegerii propozite mulți prin care Dumnezeu în suveranitatea Lui trece printre bănci și spune Lucian, îmi pare bine că ești brunet, ești ales și mântuit. Dumnezeu să te binecuvinteze, dar tu pentru că ești blondă n-ai ce căuta în cer. Nu, dragii mei, nu există așa ceva. Nu există Dumnezeu, un Dumnezeu drept nu își poate permite să mântuiască pe ochi frumoși. El trebuie să mântuiască prin judecată și dreptate. Și cei care vor fi în prezența lui Dumnezeu vor intra pe ușa din față și cel care ia biletele la ușa din față este diavolul însuși. Ca nimic din ce este a lui să nu intre acolo. Și asta nu o spun eu, o spunea cineva mai înțelept ca mine. Deci problema lui Dumnezeu era cum să-mi șteargă cazierul, cum să-mi dea o listă curată fără ca lucrul acesta să-l încarce pe el cu vinovăție. Pentru aceasta, dragii mei, era absolut necesară moartea fiului său. Practic, dacă aș lua textul în serios, moartea lui Dumnezeu, Tatăl Testamentarul, în fiul său. Iertați-mi cuvintele. Doar așa, dreptatea lui Dumnezeu putea fi apărată și dovedită înaintea întregii lumii. Știți că Scriptura ne spune că a fost o vreme când Satana venea de la colindatul pământului, trecea prin curtea fiecărui om și se uita la inima lui și la tot ce era el, după care se întorcea în cer. Și odată Dumnezeu și-a permis să se laude cu Iov. Ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni neprihănit ca el pe pământ. Se teme de Dumnezeu, se abate de la rău. Satana, în auzul întregului cer, a început să rânjească, să zică, a, dă-l pe mâna mea, sunt încredințat că le-a blestemat în față. Într-o zi mor 10 copii, în cealaltă zi își pierde toată averea, pe urmă își pierde sănătatea și stă pe un măldar de gunoi, scărpinându-se cu un ciob. Cu niște prieteni care filozofau în jurul lui. Zilele cele au trecut, pentru că odată cu moartea Domnului Iisus Hristos, Arhanghelul Mihail a biruit pe balaur și pe îngerii lui și i-au aruncat afară din cer. Cu toate acestea, în zilele noastre, el dă târcoale ca un leu căutând pe cine să înghită. Dragii mei, Satana este o realitate și de aceea nimic din ce este a lui nu va intra în prezența lui Dumnezeu. Nimic. Nimic întinat și spurcat nu va intra acolo. Știți de ce? Din pricina dreptății lui Dumnezeu. Dumnezeu dă viața veșnică pe merit. Poate nu credeți. El nu poate da altfel. El te judecă la sânge, de la motivații până la obiceiuri.
la sânge. Toată viața, nimic nu trece neobservat de el. Dacă meriți, o ai, dacă nu meriți, nu ai. Vestea tristă este că niciunul dintre noi nu merită. De aceea, Domnul Iisus, întrupatul Fiul al lui Dumnezeu, a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. Și Dumnezeu, judecându-l prin moarte și încă moarte de cruce, dar dovedindu-l neprihănit prin înviere, toată viața veșnică i-a dat-o lui. Doar cine are pe Fiul are viața. Doar mireasa lui Hristos va ședea la dreapta scaunului de domnie al mirelui ceresc. Pe el, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele lui o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungei răbdări al lui Dumnezeu. Dragii mei, un judecător drept nu poate trece păcatele cu vederea. De aceea, de-a lungul Vechiului Testament, Dumnezeu era vinovat de neîmplinirea planurilor sale și ar fi fost vinovat dacă Fiul Său n-ar fi fost hotărât la junghiere înainte de întemeierea lumii. Versetul 26 continuă, pentru că în vremea de acum să-și dovedească neprihănirea Lui, în așa fel încât să fie neprihănit, indiferent cine l-ar cerceta, și să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Nu uitați, prin jertfele vechi testamentale, păcatele erau trecute cu vederea. Eu plecam acasă iertat ca și închinător, dar Dumnezeu se încărca cu păcatele mele pe care le-a trecut cu vederea în loc să le pedepsească. De aceea a trebuit să vină ziua în care păcatele să fie șterse, scoase din templul ceresc, curățat templul ceresc. Dreptatea lui Dumnezeu să fie dovedită. Vechiul Testament, prin jertfele care se aduceau, nu putea să șteargă păcatele. De aceea, continuă versetul 5 din capitolul 10, când intră în lume, este vorba de întruparea Fiului lui Dumnezeu, când intră în lume, când s-a pregătit să plece din cer, el zice, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arder de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în solul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Într-adevăr, există un sul al cărții, există planurile lui Dumnezeu. El a gândit mai întâi toate lucrurile, abia apoi le-a pus în mișcare. În Apocalipsa, capitolul 4, apostolul Ioan este invitat în sala tronului ceresc. După ce vede tronul și cele patru făpturi vii și pe cei 24 de bătrâni și îngeri din jur și aude cântările din cer, la un moment dat zărește în mâna dreaptă a celui ce șade pe scaunul de domnie un sul al cărții, sulul planurilor lui Dumnezeu. Un înger puternic se ridică și vine în fața tronului și strigă în auzul întregului univers. Cine este vrednic să ia cartea, să-i rupă pe cețile? Și ascultați versetul 3. Și nu s-a găsit nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ. Cu alte cuvinte, nicăieri în toată existența aceasta încă nu era nimeni vrednic să ia cartea, să o deschidă, să uite în ea. Și în tăcerea care s-a lăsat, Fiul lui Dumnezeu s-a ridicat, a dezbrăcat slava Lui, a luat chip de miel care părea junghiat. Mielul care părea junghiat, dragii mei, a stat privegheat istoria așteptând ceasul întrupării lui ca să împlinească ce era scris în sulul cărții. După ce a zis mai întâi, tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arder de tot, nici jertfe pentru păcat, toate aduse după lege. Apoi zice, iată-mă, vin să fac voia ta, planul tău, Dumnezeule. El desfințează pe cele din tâi ca să pună în loc a doua. Prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Căci printr-o singură jertfă, El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt pe cei care nu abandonează procesul sfințirii. Căutați pacea cu toți și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu, pe cei ce sunt sfințiți. Uitați-vă puțin cu ochii inimii la realitatea din prezența lui Dumnezeu.
pentru că toți am păcăit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, toți suntem în camera aceea întunecată, numită moarte sau numită vinovați. Așa scrie pe ușă, vinovați. Nu este niciun om neprienit, niciunul măcar. Degeaba s-au adus toate jertfele din universul acesta. Ele n-au putut scoate pe nimeni din camera aceasta vinovaților în ochii lui Dumnezeu. Dar în momentul în care Fiul lui Dumnezeu a fost atârnat pe cruce și și-a isprăvit lucrarea și a strigat, s-a isprăvit. În momentul acela, Dumnezeu a descuiat porțile vinovăției și ne-a invitat pe toți în sala neprihănirii. Cu alte cuvinte, jertfa Domnului Iisus Hristos este suficientă pentru păcatele absolut tuturor oamenilor. Romani, capitolul 9, versetul 5 la 18. Astfel, dar, este o concluzie a lui Pavel, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii. Printr-o singură greșeală a protopărinților noștri a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii. De aceea toți oamenii sunt sub păcat și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Tot așa, observați comparația, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, nimeni nu trebuie să fie în camera vinovăției. Nu există muritor pe fața pământului pentru care să nu fi plătit Domnul Iisus Hristos pe cruce. Diavolul și îngerii lui sunt destinați pentru focul cel veșnic, dar nu tu, nu eu, nu omul. Nu omul. Dacă ajungi acolo, ești pentru că vei ajunge acolo pentru că ești încăpățânat și și ușile sunt ghise, invitația este făcută, nu vrei să ieși din închisoarea vinovăției. Ți-ți dragi păcatele. Refuz să crezi în Hristosul lui Dumnezeu. Tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Căci după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Nici nu mă mir că pentru greci crucea este o nebunie și pentru iudei o pricină de potignire. Dar pentru noi cei care credem este înțelepciunea lui Dumnezeu. Este singura posibilitate pentru ratificarea legământului. Dacă n-are loc moartea testamentarului, legământul n-are absolut nicio valoare. Știți ce spune legământul? Le voi șterge păcatele și nu voi mai aduce aminte de nelegiuirea lor. Ori lucrul acesta nu putea să intre în vigoare până când testamentarul a murit. Iar când Domnul Iisus Hristos a înviat din morți, învierea este confirmarea lui Dumnezeu că jertfa a fost primită. El a fost dat din pricina păcatelor noastre și a înviat din pricina faptului că am fost socotiți neprihăniți. Dar nu numai atâta, dragii mei, sângele Domnului Iisus Hristos a fost suficient ca să curețe templul ceresc. Și odată templul ceresc curățit, Domnul Iisus a putut redeschide porțile împărăției. Dovada este catapeteasma, ruptă în două și invitația pe care Dumnezeu o face tuturor să vină acasă. În al patrulea rând, numai prin jertfa Domnului Iisus Hristos și mijlocirea lui de mare preot ni se asigură desăvârșirea cerută de Dumnezeu. Desăvârșirea care să ne facă compatibil cu împărăția lui Dumnezeu. Pentru că numai prin moartea Fiului lui Dumnezeu, a lui Dumnezeu în Hristos, dreptatea lui Dumnezeu a fost împlinită. El și-a dovedit neprihănirea în timp ce ne-a socotit pe noi neprihăniți. Aș vrea să închei citind două versete împreună cu dumneavoastră. Din capitolul 10, versetele 12 și 13. Hristos, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. Ceea ce urmează aș vrea să citim împreună. Și așteaptă de acum ca... Și așteaptă de acum ca vrășmașii lui să fie făcuți așternut al picioarelor lui. Există doar două
posibile situații. Celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Asta este o posibilă situație. Dacă ești printre biruitori, vei ședea pe scaunul de domnie, ca mireasa lui Hristos, alături de Fiul lui Dumnezeu, mirele ceresc. Dar dacă nu ești mireasa lui Hristos, nu te-ai împăcat în mod personal cu Dumnezeu, n-ai avut un moment în viața ta în care să cazi la picioarele Lui, să-ți ceri iertare, să-i invoci arul și îndurarea Lui peste viața ta, îmi pare rău să-ți spun, ești între vrășmașii Lui, iar destinul tău este așternut al picioarelor Lui. Cred că așternut al picioarelor Lui este frumos spus. E mult mai mult decât atâta. Când va fi judecata, el va deschide cărțile și va deschide și o altă carte, care este Cartea Vieții. Și textul spune, oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții, a fost aruncat în iazul de foc, în iazul care arde cu foc și pucioasă. Dragii mei, o relație personală cu Hristos începe printr-o decizie personală. La noi în adunare, deschizi cartea aceasta, e un pix și streci numele acolo. Un gest pe care poți face în singurătatea ta, în timp ce noi ne pregătim de plecat acasă, dar trebuie să existe în viața ta un moment în care hotărăști să te deschizi pentru El, să pornești spre casă. Dacă El și-a terminat lucrarea, adică dacă legământul este ratificat, dacă păcatele sunt șterse, dacă porțile sunt deschise, dacă ne este asigurată desăvârșirea cerută de Dumnezeu și dacă dreptatea lui Dumnezeu fiind satisfăcută, suntem invitați să ne întoarcem acasă. Oare nu este logică concluzia autorului Evreilor? Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său, frânt pe lemn pentru păcatele noastre. Și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Lucrarea Domnului Iisus este terminată. Drumul spre casă este deschis. Chemarea este făcută. De aici încolo este alegerea ta. Libertatea pe care ți-a dat-o Dumnezeu în Eden nu ți-a luat-o până ziua de astăzi. Tu poți să zici da sau poți să zici nu. Poate îți place la porci. Fiul risipitor și-a venit în fire și a zis, în casa tatălui meu bea și un de pâine. Eu stau aici și nu pot mânca nici măcar roșcovele porcilor. Dacă îți place la porci, vei spune nu și vei rămâne în camera aceea a vinovăției din perspectiva lui Dumnezeu. Dar dacă îi spui da și dacă păstrezi daul acela ca pe o realitate prezentă, continuă în viața ta, dacă faci ceea ce mama mea m-a învățat să fac până când am mai putut vorbi, să nu ne lăsăm de Domnul niciodată. Dragii mei, lucrarea Domnului Iisus Hristos este suficientă ca într-o bună zi să șezi cu El pe tron. Nu uita, lucrarea este terminată, drumul spre casă e deschis, chemarea este făcută, alegerea este a ta.